Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, doamnelor și domnilor, frați și surori. Invitația oarecum cum a surprins pentru că nu am venit cu material elaborat, dar am să încerc să vă împărtășesc câteva gânduri, reflexii vis-a-vis -vis de această tragedie mare a traficului și consumului de droguri care a lovit, a zice frontal România acum. Sigur după niște ani, în ultimii 30 de ani în care a, și traficul și consumul s-au manifestat gradual. În anii 90, România era o țară de tranzit. Pur și simplu nu prea aveam consumatori fostul regim comunist cu păcatele lui uh, totalitare, uh, având un control foarte puternic asupra întregii societăți, prin securitate, prin uh, miliție, practic a eradicat traficul și consumul de droguri. Mă aduc aminte, în anii 80 a fost un caz care a făcut mare bâlvă și a fost raportat până la Ceaușescu, niște studenți arabi au închiriat un teren în sectorul agricol Ilpop, domnul comisar șef poate și aduce aminte, și au cultivat cannabis acolo. Da nu au reușit să valorifice pentru că s-a aflat, au fost arestați, expulzați, s-a terminat. Au mai fost niște cazuri prin farmacii în care s-au gestionat substanțe aflate sub control, mai ales morfină, într-un mod defectuos, niște medici care consumau consumatori de astea, lucruri vechi până anii 50-60, lichidate. Deci, uh, haideți să. România era practic virgină în 90, din punctul său de vedere. Și virgină, și lipsită de experiență, inclusiv organismele specializate, și a început în ceea ce spunea domnul Decan Bunaciu. modernismul și postmodernismul. Sigur, niște lucruri formidabile, extraordinare. Societatea s-a democratizat, s-a deschis, a intrat în circuitul globalizării, dar aici, sigur că sunt și provocări și ispite groasnice, pe care statul român nu avea capacitatea să le gestioneze. Sigur, a început o cooperare intensă cu serviciile polițienești, serviciile de uh, informații occidentale, Statele Unite, Administrația Americană a Drogurilor, un organism foarte puternic, a împărtășit uh, expertiză, dar uh, lucrurile au început să, să deruleze într-o viteză foarte mare și s-a mai întâmplat ceva. Societatea românească s-a dovedit a fi foarte puțin rezilientă la criminalitatea organizată. Criminalitatea organizată a început să se dezvolte din anii 90 și n să vă spun un secret, că, în primul rând, s-a calat pe arealul economico financiar, iar privatizarea a fost transformată într-un vector de criminalitate organizată. Ăsta este adevărul. Deci, în această atmosferă de proliferare a criminalității uh, organizate, sigur că a început să se dezvolte și uh, traficul și uh, consumul de uh, droguri. E nevoie de un impuls uh, spiritual, e nevoie de mult creștinism pentru a corecta această uh, situație. E nevoie și de substanță, elan, uh, credință și reflexie creștină, inclusiv pentru organismele de aplicare a uh, legii. Deci, uh, suntem într-un mare impas al. Uh, traficului și consumului de uh, droguri, și numai printr-o coagulare creștină, lucrurile pot fi ameliorate. Nu, nu, nu aș exagera spunând rezolvate. Ameliorate. Ameliorate la uh, nivelul ponderat european. Nu mai mult. Altfel, lucrurile se pot agrava foarte, uh, foarte rău. Uh, domnul Decan Bunaciu menționa numele unui mare sociolog american, uh, Zygmunt Bauman, teoretician uh, al modernismului și postmodernismului, al fluidității moderne. Foarte interesantă personalitatea acestui uh, mare sociolog american. Un adevărat Saul din Tars. Zygmunt bauman, a fost un marxist comunist convins în Polonia, mai mult decât atât. A fost printre șefii securității poloneze în anii 50 până spre 60. Unul dintre cei care au construit securitatea poloneză de natură sovietică, așa cum a fost și în. România. Hey, la un moment dat a avut o inspirație, o revelație, a rămas în Statele Unite, a făcut carieră uh, academică și a avut revelații democratice profunde. Asta ca exemplu de, de întoarcere către mai bine și uh, uh, foarte bine. Da, nu vreau să închei pesimist, dar problematica drogurilor trebuie să devină o problemă a fiecărei persoane, a fiecărui cetățean, a societății civile active. Avem nevoie de societate civilă activă, nu societate civilă de substrat politic. Adevărată societate cetățenească care poate să însănătoșească, să amelioreze uh, societatea în această ofensivă, a zice, foarte, uh, foarte dificilă. Vă mulțumesc foarte mult pentru răbdarea cu care m-ați ascultat.